ce faceți, cum sunteți. Um, video ăsta îl fac un pic în grabă pentru că nu-mi permite timpul să argumentez și cu dovezi. Adică să argumentez. Și mie îmi place să aduc dovezi când fac chestia asta. Nu-mi permite timpul. Acum o să vorbesc doar în mare și pe urmă o să revin cu alt video ca să dau play la unele secvențe cu mai marele pustan. Și să analizăm un pic, dacă putem să spunem așa, video pe care l-au scos ultima dată. Sau dacă o să mai aparat între timp, nu știu. Mă refer la video cu referința lui față de celălalt material pe care l-am înregistrat cu fetița, cu înghețata și așa mai departe. știți că am comentat uh, spusele lui în legătură cu ce așa zisul pamflet cu satira lui, cu fetița. Pe urmă și-o știți video sau l-a luat YouTube, nu știu care, oricum nu mai contează acum. Și după aia au făcut un video că nu e dreptul la replică sau ceva de genul. Unde le-au comandat la toți pentecostalii să tacă din gură. No, bun. Video ăsta are legătură exact cu răspunsul lui Pustan sau cu amenințările lui Pustan la adresa tuturor. Acolo au fost mai multe categorii de oameni amenințați așa, cu stil, foarte cu stil. Te pricepi, pustanie, te pricepi. Te pricepi. Dacă zic vreodată bravo, o spun ironic. mi și frică, mi și frică de lumea asta. Când zic frică, nu pentru mine, pentru copii care să nasc. Și pentru copii care o să se nasc. Măcar, măcar, voi ăștia care aveți copii și știți pe alții care nu au copii, măcar nu mai, nu mai condamnat. Întrebându-i, dacă îmi faci copii, nu faci copii, nu că uite că îmbătrânești, uite că nu știu ce, că mică te așteaptă copil, bunică te așteaptă copil, fă ce dacă așteptați voi copii. Pentru că poate sunt oameni care nu vor să aducă copii pe lumea asta cum îs eu, mă. Eu sunt un exemplu. Nu vreau să aduc copii pe lumea asta dusă cu pruta. Pentru ce? Pentru ce? Orice se întâmplă când vine vorba de capii ăștia creștini. Eu acum vorbesc de capi, de lideri, nu de enoreași. Că Ei îți scap, copii. copiii. Că eu așa văd pe un pastor, de exemplu, cum e pustan. pustan -i capul. Oamenii care, dacă pot să le zic oameni, care au venit la mine pe YouTube și au lăsat niște comentarii, nici nu știu cum să le zic, dezastru. Ei sunt copilul pustan. Pentru că pustani o alimentat. Mă înțelegeți voi? Eu nu am primit comentariile alea de la alți oameni care, nu știu, îl susțin pe Caleb Nechifo sau pe altul. Nu! Pe pustan. Armata lui! Dar o să revin acolo, o, o, o să merg acolo în, un, 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 numai în câteva minute. Până atunci ce vreau să spun e că video ăsta are legătură cu așa zăsu, cu așa zăsa replica lui Pustan când o cerul la în 24 de ore să șteargă ce o vorbit despre el. Uite că eu nu o să șterg Pustan, stai să vezi. Stai să vezi, îmi pare rău că nu pot să în 24 de ore să scot tot materialul pe care vreau să scot. Mie îmi -mi pare rău că -am, nu prea am timpul ăsta pe care l-ai tu, mă, că tu stai și ți întrebi bani dincolo, din colo, din Mie nu mi intră și nici nu trebuie de la nimeni. Eu dacă am un euro să-mi cumpăr o pungă de cartofi, să mănânc cartofi, îți mulțumită. Îmi pare rău că nu am timp în 24 de ore să spun tot ce vreau să spun, pustanie, despre tine. Despre abordarea ta manipulatoare. Despre nesimțirea de care tu ai, ne, de care tu ai dat voie sau nu avem dreptul să ne exprimăm. Nu avem dreptul să, la liberă exprimare, nu avem dreptul, mă. Oare dacă eram în România acum, ce făceai? Ce făceai? Că tu, de fapt, oricum ai bătut, apropo, oricai prea tine anestezis pe la Dublin. Mi-ai bătut, apropo, știi cum? finoți! finoț, cu pensula l-ai tras. Să ce? Ce să înțeleg de acolo? Că poate să vină să mă ucide la comanda ta? Că doar e anestezist sau ce mai e pe acolo? Nu? Oricum, știi ce îmi pare rău? Că nu pot în 24 de ore timpul limită pe care l-ai dat tuturor creștinilor, să șteargă materiale despre tine, indiferent pe unii să află ele, îmi pare rău că eu nu pot să scot în 24 de ore și să spun tot ceea ce vreau să spun. Dar mă strădu în video ăsta să zic unele chestii, pe altele încă nu le pot spune pentru că îmi place să demonstrez, adică să te pun pe tine pe ecran când eu comentez. Și la, de la unii le o să mă abțin în video ăsta, dar o să revin cu altul. O să revin cu altul, nu în 24 de ore, că n-am performanța asta, că până înregistrez video cu tine, alea durează mai mult până să încarcă pe platformă? Că oameni buni, dacă n-ar fi durat atât de mult timp să se urce un video pe platforma YouTube până să fie, să fie, urcat, procesat, transformată calitatea și pe urmă să apară public, aici vorbesc de, ce, de cel puțin 10-12 ore. Dacă n-ar fi durat așa de mult, acum m-aș fi registrat în stilul ăla. Adică să filmești și desktop. Puștiți cum fac când vin eu cu dovezi. Doar că pentru faptul că durează atâta de mult, am simțit nevoie ca să ies și să spun chestii, să, să fac video ăsta. Și pe urmă o să mai fac și altele. Deci, ce mai vreau să spun acum așa spre început? În următor. Rog frumos. Rog frumos. Am văzut că sunt vreo patru bărbați care înțeleg de fapt toată mascarada asta, tot teatru, tot circusul pe care îl face pusta. Și care intervin atunci când eu nu am timp. Pe care asta vă mulțumesc foarte, foarte frumos. Însă, vă rog frumos să mă ascultați. Deci, bărbaților, și dacă mai sunt femei, nu știu, n-am prea văzut. Dar, bărbaților, mă refer la voi patru. Știți voi care sunteți. Ați fost foarte activ, vă mulțumesc frumos. Mac, eu nu vreau să vă mulțumesc frumos ca Pustan. Cum le a mulțumit Pustan e, e, la armata lui. Nu, nu. Eu vreau să vă spun ceva. Vă rog frumos de acum, începând de astăzi. Vă implor. Deci, vă implor. Hai să nu fim ca ei. Și hai să nu fim nesimțiți. Chiar dacă eu sunt atee, sau poate voi sunteți pente, sau poate voi sunteți baptiști, nici nu contează. Hai să nu fim capusta. pusta. Hai să nu fim ca armata lui. Și vă rog eu frumos să faceți ceva pentru mine. Vă implor, vă implor. Oamenii care vor să fie, nu că neapărat alături de mine, dar alături de adevăr. Adică, care îți de o părere că și de concepția că nu ai cum, sub nicio formă, sub nicio formă, să vorbești nici într-un mod ironic, nici sub o prezență de pamflet sau satiră despre violență. Indiferent că e vorba despre copilași, femei, bărbați, că și bărbați sunt maltratați. Nu ai cum să glumești despre asta. Pentru bărbați și femeile care se acord cu asta, nu că cu mine, cu adevărul ăsta. Vă rog frumos! Când o să vedeți că apar comentarii la video ăsta și o să apar, sau la celălalt video, unde deja ce să scrie pe acolo, știți cum e dezastru. Vă rog eu frumos, vă implor. În loc să scrieți părerile, adică eu nu vreau să vă limitez și nu vreau să spun să nu scrieți ceea ce sunteți, adică să justificați adevărul vostru. Vă rog eu frumos, ca să nu ne mai pune mintea cu ei în stilul ăla, Știți că acolo când vă duceți la comentarii, există emoticoni din alea, da? Semne din alea, oameni buni. Ascultați-mă aici. În loc să le mai spuneți, de exemplu când cineva apare și spune că eu sunt pierdută și că eu nu știu cum și că mai bine mor, nu o nicio problemă, lăsați așa. Dar nu le mai dați replică, singura voastră replică, știți care să fie oameni buni? Știți care? Alegeți de acolo o floare care vă place cel mai mult îi și garofiță, îi și trandafir, îi și un buchet de flori. Și nu atâta vă rog, alegeți o floare pe care o simțiți voi. Și în paranteză spuneți că floarea e de la Naomi. Atât. O floare, în paranteză, cu dedicație de la Naomi. Că dacă nu scrieți asta, s-ar putea să creadă că încurajați în prostiile lor. Ca să știe că e de la mine. Vă, vă implor. Atât simplu. Simplu. Ca așa o să fac și eu. Așa o să fac și eu, da? Numai că eu în, în, în paranteză, o să scriu că e de la 9 și de la oamenii care luptă pentru adevăr. Pentru că o să mă gândesc la voi în momentul în care o să scriu. Vă rog frumos, nu mai scrieți, pentru că vă, vă luați din energie. Uh, oricum, ei nu o să înțeleagă. Nu o să înțeleagă oameni buni. Hai să nu fim ca ei. Să nu fim. Nu avem cum să fim Noi luptăm pentru adevăr. Că știți care e chestia, eu aș putea să ști comentariile. Aș putea să le, să, să le dezactivez, aș putea să fac asta, dar știți de ce nu o fac? Știți de ce nu o fac? Sunt câteva motive și vă zic acum câteva. Pentru că vreau să înțelegeți odată, vă rog eu frumos, acum mă refer la oamenii care sunt treji la cap, nu la armata lui Bustan, armata o lăsăm un pic. Vreau să vadă lumea. Vreau să vedeți voi că ceea ce am spus eu de-a lungul activității mele pe care o am de vreo 2 ani și jumătate pe YouTube, vreau să vedeți că e adevărat. Adică, oameni buni, nu înseamnă că dacă un pastor e pastor în poziția aia, nu înseamnă că el e pastor. Nu înseamnă că e adevăratul pastor pe care așa Dumnezeu vi-l cere vouă, că voi sunteți creștini oameni buni, nu eu. Eu sunt atei, dar mie nu -mi trebuie o religie. Mie nu -mi trebuie să cred în ceva ca să pot să fiu un om bun și etic. Nu-mi trebuie oameni buni. Motivul pentru care las comentariile e ca să vedeți, ca să vedeți că, de fapt, de multe ori, oamenii cred că la biserică se predică numai din Biblie. La biserică se predică Cuvântul lui Dumnezeu. La biserică te duci, vezi, Doamne, ca să auzi acolo, nu știu, hrană, să primești hrană de la pastor. Dar oameni buni. Oameni buni. La biserici. Nu că societatea nu vrea ca oamenii să fie creștini. Nu că societatea nu știu ce într-adevăr. Și societatea, mă refer la guvern și așa. Vai șamar! Vai șamar, dar ști, știți ce vreau să înțelegeți? Că nu numai societatea, nu numai guvernul devine societatea. Și bisericile, oameni buni. Numai că ele se prezintă sub o altă formă. Știți cum e ruleta e rusască? Adică cel puțin aia și te bagi Un glonț e guvernul. Un glonț sunt bisericile, dar nu toate bisericile. Bisericile astea unde manipularea au ajuns la cote maxime. La cote maxime, oameni, că eu nu zic. Eu nu zic că nu ar fi și biserici cu oameni serioși. Cu oameni care chiar să duc să-și plece genunchi, că așa sunt ei. Eu nu sunt să fac asta. Dar oamenii sunt. Și eu nu zic că nu sunt oameni sinceri care își pleacă genunchi. îs, dar foarte puțin, foarte puțin. Și motivele pentru care las comentariile alea răutăcioase, pe când aș putea foarte simplu să blochez comentariile așa cum fac pastorii, așa cum fac toți. aproape. Dar motivul pentru care nu fac, e ca să vedeți oglinda societății în care trăim. Ca să vedeți acum că nu guvernul e de vină sau nu numai guvernul e de vină. Nu! Și pastorii, în cazul de față, pustani. Oameni buni, n-aveți cum să spuneți că mint în ceea ce spun? Pentru că nu eu, nu eu mă duc și scriu comentariile alea. Armata lui pustaj, știți ce e mai trist? Nu știu, mă nervează acum când vine să plâng, chiar mă nervează. Dar mă doare pentru că, cum să zic, eu nu țin la viața mea, chiar nu mă interesează. Deci pe mine chiar nu mă interesează și să mă duc amuz să omoare cineva, nu mă interesează. Dar mă doare de copii care îi văd că să nasc. Sau de care nu, eu nu știu că să nasc neapărat, dar știi că să nasc, așa e procesul vieții. M-am dus aseară la nepot, sunt micuți săraci și când i-am văzut, știi, ei au venit să mă cuprindă, eu i-am cuprins. Dar eu când am cuprins, erau să dai lacrimile în că cum să plâng cu copii, știi? Și mă gândeam așa, mă gândeam, vai de voi copii, așa mă gândeam, vai de voi să nu cumva să vă întâlniți cu vreun fan de alu pustan. Sau nu numai de alu pustan, că nu-i pustan singurul, hai să fii serios, nu vreau să zic că pustan e singurul. Dar dacă el o vorbit ce-o vorbit acolo, ce rost are să folosim alt exemplu? Dacă eu acum analizez pe cineva, păi vorbesc de persoana aia și poate mai folosesc un exemplu, da, dar nu poți într-un video să vorbești de toată lumea. Nu poți. Da, ce pot să spun e că o ajuns dezastru oamenii asta, dar nu, nici nu știu dacă pot să zic că a ajuns. Că așa au fost de când ai. E dezastru. E dezastru că nici nu-ți mai tihnește să mănânci. Nu-ți mai tihnește de nimic. De nimic. Deci, stați vă Vă scuzați! Vă rog eu frumos, vă rog eu frumos, orice comentariu mai apare, indiferent că la video ăsta sau la ala, la îi rog pe oamenii care înțeleg ce vorbesc. O floare, o floare, cu dedicație de la noua atât. Vă rog, eu frumos. M-am uitat la... La video la Lopustan, pe care l-au postat ultima dată cu ultimatum pentru Pentecostare, ultimatum și pentru mine. M-am să -mi dai e ok, că o să revin eu cu celălalt video. M-am uitat și știți ce nu înțeleg. Vă zic, vă, că el să face că nu mă aude. Să face numai. Numai să face. El a încercat să justifice și nu o să pot să zic prea multe pentru că mi-ar fi plăcut să-i dau o play să vă arăt ce-o spus, dar o să fac următorul de Acum vă zic cât mare. El s-a justificat în legătură cu povestea, cu întâmplarea aia pe care o relatat-o public. Adică cu fetița aia cu înghețata pe care l-o declara, cu ridicat-o de gât, o ținut-o pune și o până bulbucat nu știu nu știu cum. Și el s-a justificat și s o Nu știu. O cercat el să Păi, lăsăm așa, să se justifice. Deci eu tot ce am văzut în video a fost manipulare clasa întâi. Pustanie. Pustanie, eu, Naomi Mureșan, îți spun la manipulare. Clasa întâi. Nu contest. Nu-ți contest abilitățile astea, nici vorbă. Singurile calități, dacă pot să zic așa, pe care ți le contest, sunt calitățile de creștin. Eu nu zic că nu faci fapte bune. N-am zis asta. Eu n-am zis asta. Eu n-am zis că nu ești un om studiat. N-am zis-o nici pe asta. Eu ceea ce am criticat acolo la tine a fost atitudinea ta de creștin față de o copil. Acum că tu vii cu o justificare lumească să spui că nu a fost atât adevărat, dar au fost, dar știi, eu ce fac aici, ai pamflet, îi satiră, adică poți să folosești tot felul de întâmplări și de, să aduci felul, să publici tot felul de povești sub o formă foarte sarcastică, că e doar pamflet. Adică nu e adevărat, e pamflet. Pustanie. te întreb. În numele publicului ăla puținel, care gândește ca mine, sau măcar care gândește că nu e ok ce ai făcut tu cu declarația aia. Te întreb pe tine, că odată întrebându-te pe tine, te aud și te aud și armată. Eu, o ate, eu, Naomi Mureșan, o ate, te întreb pe tine, mai marele creștin, care te lauzi că ai făcut atâtea și atâtea? Țin să te anunț, pustane, că am vârsta de 32 de ani. Și și eu am făcut, fac și o să fac. Niște fapte atât de mărețe, mă refer, niște ajut oamenii atât de mult. Dar, dar, niciodată eu nu am imureșan. Nu o să mă public sau nu o să vin cu dovezi ca să arăt oamenilor că nu numai Pustan, nu numai Cristi Boariu, nu numai ei fac fapte bune doar pentru faptul că își public acțiunile lor. Nu. Mai există oameni ca Naomi Mureșan, ca mine, care în în tăcere să duc și ajut oameni. Nu trebuie neapărat ca să oferi o casă cuiva. Nu trebuie neapărat să sapi o fundație și să ridici tu la propriu. Îs atâtea metode prin care poți să ajuți un om să aibă locuința lui. Cu un pix pustanie. Nu mai știu de pixurile Hai să zic că cu trei pixuri, unul roșu, unul negru și unul albastru, cu alea trei pixuri, ascultă la mine, cu bunăvoința mea și cu capul ăsta, pot să spun că îs o grămadă de oameni care au ne să-și pună capul să dormă datorită mie care au casă și loc de odihnă, care au hrană pe masă, datorită mie. Eu nu spun ca să mă lau, că dacă aș fi căutat la o deveneam și -o arătam și filmam, nu? Vreau să vă spun că nu trebuie să te publici. Nu trebuie să manipulezi tu stai la sfârșit de video, cum ai făcut cu ultimul video, să arăți că după oră tu erai acolo în construcții, Nu trebuie! nu e nevoie de manipulare, dar tu asta faci ca să tragi publicul spre tine. Ultimul video pe care l-ai postat, unde le-ai închis gura la Pentecostal și la oricine de altfel, așa cum vrei tu, dar nu-ți merge, cum mine nu-ți merge, bă băiatul. S-a pus acolo o mică secvență, că după oră, după oră, după ce ai registrat un video, erai acolo la construcție, E tot să mă asta. Vă scuzați din nou, Asta nu contează, pustanii, că tu ce ai făcut cu secvența aia o fost să manipulezi oamenii ca și cum după ce te-ai mărturisit, tu după ce te-ai justificat, de și tu ai manipulat. Să vadă doamne, că da, bă, ăsta e un bun, oricum ajut. Câtă fățărnicie, câtă manipulare. Dar o să disba mai mult subiectul ăsta pe la sfârșit. Adică și eu pe la sfârșit cu celălalt video. Acum te întreb. Eu n-am imureșat noate care nu-și bate joc de suferința copiilor, care nu-și bate joc de nimeni, sub nicio formă. Nu că să satiră sau pamflet, sub nicio formă. Îs unele lucruri care trebuie să rămână așa, drept, n-ai cum. Nu merge nicio scuză, a, am glumit numai, a, a fost o glumă. A, ce, tu nu știi, tu, tu nu ai sarcasmul dezvoltat? Tu nu știi ce înseamnă pamflet? Nu există așa ceva. Te întreb. Creștinule care te crezi pustat! Te-ai justificat că a fost un pamflet și că știi... Fac referință la cazul cu fetița când tu ai declarat că ai strâns-o de gât. Ai lipit-o de părea, ai ridicat-o și s -o bulbucat ochii. Ai amenințat-o cu o, că, o tranșezi, că tu ești moartea pentru ea, da? Te întreb. Firește, lumește, te-ai justificat. Adică asta ai încercat să faci. Eu tot ce am acolo a fost manipulare. Acum te întreb altceva. Biblic. Biblic. Creștinește. Care e justificarea ta? Care e justificarea ta? Un singur verset m-a putut duce până într-acolo încât să, să mă gândesc eu cum ai putut să spui chestia aia biblic, unul care vezi, Doamne, l-ai putea tu folosi, dar ar ieși din context că n-ai cum să faci chestia aia, pentru că în Biblie îți versete și versete. Odată că e bun vin, odată că nu e bun vin, odată că n-ai voie să bei vin, odată că e recomandat să bei și să dai și la acela aflat în necaz. Și așa sunt cu mai multe situații. Singurul verset care cumva ți-ar fi dat voie, biblic vorbind, să faci ce ai făcut cu fetița, Ăi la din proverbe că răspunde nebunului după demuia lui ca să nu se creadă înțelept. Adică dacă fetița o fost cum o fost, hai bă că-i pun și eu mâna în gât. Ăsta e singurul verset. Că la cu nuiaua, să nu cruțați cruțați nu era vorba de nuia. Nu de zugrumări și de strangulări, nu? Acum, lăsând astea doar la o parte, te întreb. Biblic, ce justificare ai? Ce justificare ai cu declarația pe care ai făcut o în legătură cu fetița respectivă? Că lumea știi, tu ai crezut că te-ai scuzat. E pamflet, oamenii nu înțeleg. Ne-ai mai făcut pariză pe mine și pe ăștia care nu am înțeles. Nu că n-am înțeles, noi ne-am fost de acord cu ce ai făcut tu. Noi nu putem să, să fim îndoctrinați de tine, pustanie. Nu putem, vezi tu, nu putem. Nu putem. Nu toată lumea vrea să fie parte din armata ta. Nu toată lumea vrea, pustanie, nu? Oare... Oare ai justificat când ai ajuns în ultimul video? Când ai început să spui că cu fundația Cireșarii, că nu știu ce, că nu știu cum, oare? Oare? Tu creștin fiind dita mai guru, oare nu știi ce scrie în Biblie? Hai că zice o ate. hai că zice o te. O zis că să vorbiți între voi cu ce? Cu psalmi și cu ce? altceva. Ce mai scrie în Biblie? Că din gura voastră să iasă numai adevăruri și lucruri bune, lucruri sfinte. Ce înseamnă asta pusta? În următorul video sper să nu uit să mai să revin un pic la chestia asta. Și dacă nu uit să-ți spun că Biblia Biblia aia pe care tu te faci cu o predici, deci tu, de, tu nu o predici, tu știi ce faci cu ea? Biblia îi arma ta, pusta. Îi arma ta. Știi că o, anumite, o anumită parte din societate știi că nu e de acord cu lgbt Știi că nu e de acord cu avortul sau cu nu știu ce? Și ei Biblia și o folosești în contextul ăla ca să atragi adepți. Că asta e foarte ușor să faci. Dar tu, de fapt, tu nu predici cuvântul Dumnezeu, tu manipulezi. Asta faci. Și de ce e zic asta? Uită-te la comentariile tale, pusta. De la ultimul video. Ăla cu justificarea ta. Uită-te la video ăla. Aproape toți oamenii de acolo care ți-au scris Domnul să te binecuvintează, frate Pustan, te iubim, te iubim, Domnul să te întărească, Domnul să te binecuvintează, bla, bla, bla. Exact aceiași oameni. Aproape toți. La video pe care l-am publicat cu tine și te-am criticat, m-am cu moartea. Îmi pare rău că n-am lăsat din prima zi toate comentariile, că am blocat, dar după aia am zis nu. Lasă să se vadă adevărata oglindă care reflectă armata lui Pustan și pe Pusta. Lasă să se vadă, Naomi. Chiar dacă cuvintele sunt dureroase, chiar dacă cuvintele sunt jocoritoare, chiar dacă cuvintele sunt hulitoare, lasă Naomi să se vadă. Rabdă tu, Naomi, ca să vadă ceilalți. Și răbd. Răbd. Ca să vadă ceilalți că tu nu cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu manipulezi oamenii? Că dacă oamenii n-ar fi fost manipulați de tine, chiar dacă îmi scriau mie, nu îmi scriau că mă tranștează, nu îmi scriau că mă omoră, nu îmi scriau că respir degeaba, nu mă făceau handicapată, curvă, prostituată, nu mă făceau în gura unui creștin asemenea cuvinte, nu să cad. Nu să cad. Deci tu alimentezi crești și alimentezi și manipulezi o armată de oameni pustani. Ar trebui să-ți fie frică, dar nu o frică pe care încerci tu să o bagi în noi, în noi ăștia care nu sunt de acord cu tine, nu. Ar trebui să-ți fie frică de Dumnezeu. Pentru că tu nu așa te-ai putea cuminți dacă ți-ar fi frică de Dumnezeu. Eu n-am să nevoie să-mi fie frică pentru că eu nu bat cum bat tu. Adică oamenii tăi, armata ta, mă face pe mine nu știu cum, că mă omoară, că nu știu cum, pentru că eu n-am înțeles că e un pamflet. Dar eu schimbă îi întreb pe ei, pe armata asta ta, pustane, îi întreb. Cum să mă, critic, cum să mă ei pe mine, căci eu -am că eu n-am înțeles că e un pamflet? Dar voi ați înțeles că eu ce fac? O fost o critică adusă la adresa lui pusta Adică mă acuzați pe mine că eu nu înțeleg ce înseamnă pamfletul? Dar voi nu înțelegeți că activitatea mea e o critică deschisă și argumentată oferită publicului? Voi nu înțelegeți, dar în schimb mă acuzați pe mine că n-am înțeles pamfletul. Adică, în alte cuvinte, voi mă acuzați pe mine că nu știu să fac cartof prăjit, dar voi habar n aveți cum să curățați un cartof. Cam așa îi. Cam așa îi. Nu mă opi, mă scuzați. Deci, pustanie, ținând cont ce scrie în Biblie. Și ținând cont, și mai sunt -o, o grămadă de versete. Sunt o grămadă de versete. Dacă în Biblie scrie, și nu numai că scrie, aveți și cântări. Cântarea asta la creștini și creștini ar trebui să o știm, mă refer la penti și la Baptiș probabil. Eu o cântare în care scrie, caută pacea întotdeauna așa alergă după ea. Așa, așa se cântați, nu? Nu? Tu trebuie să cauți dragostea. Adică să oferi dragoste, să alegi după ea. Tu trebuie să vorbești din Biblie cu psalm și cântări de laudă. Așa zice Biblia, așa trebuie să vorbiți între voi. Tu trebuie să... Tu trebuie, pustan, oricât de ofticat ai fi pe niște chestii cu guvernul ăsta și cu societatea și nu ne le dau dreptate, dar modul cum te raportezi în asol, în asol, uh, Biblia nu-ți dă voie să faci tu ce faci cu satira aia. Tu ești un pastor, tu ești un lider. Tu crezi că e suficient să spui că e satiră? Pustani, tu crezi că... Eu, acum te întreb dacă vrei, iau și așa. Ca și cum eu sfetița ta și te întreb. Nu mi-aș dori să am un tată ca ține, sincer. Că nici pe asta pe care l-am, nu mi l-am dorit. Dar ce să fac? Dar ce să fac? Asta e, asta e. Dar te întreb așa, ca o copilă, știi că noi am 32, tu ai cât ai, puteam să fiu copila ta. Te întreb, pustani. Te întreb fără niciun pic de bajocură, te întreb. Știi cum te-aș întreba, pustani? Ascultă aici, ascultă aici. Uite, așa te-aș întreba, dacă ai fi fost tata meu. Cam înțeles că ai copii. Mă întreb și eu, niciun copil nu a semnalat nimic nimic, din ce ai făcut tu cu declarația aia. Niciunul. Că eu te-aș fi întrebat, știi? Aș fi zis, mă, tată. Mă, tată. YouTube-ul ăsta. E o platformă publică. YouTube-ul ăsta. Pe YouTube-ul ăsta, tată, să uită și copii. Mă, tată, pe YouTube-ul ăsta. Să uită și oameni care ei nu mai țin cont de faptul că scrie la titlul tău că e satiră. Sau că e pamflet. Mă, tată, chiar dacă tu vrei să transmiți într-un mod mai ironic, și să tragi semnale de alarmă, că într-adevăr, da, tată, știu că te supără că statul e copii și știu că, da, tată, nu poți să găsești o altă metodalitate, o altă metodă, nu poți, tată? Nu poți să nu mai fii așa de aci, tată, nu poți. Că îns copii care să uită și te ascultă, tată. Îns oameni care nu înțeleg nimic din ce spui tu. Nu poți să deosebească, tată. Și nu vrei tu să nu mai vorbești așa? Nu vrei tu chiar dacă... Chiar dacă întâmplarea cu fetița nu a fost 100% adevărat. Mă, tată! Spune numai ce s-a întâmplat dacă vrei și ce ai făcut tu. Pentru că uită modul în care tu ai prezentat gluma sub formă de satiră. Uită cum a fost înțeleasă. Uită cum reacționează publicul tată. Asta e dovadă că publicul tău, tată, publicul tău, dragă tată. Nu te-o înțeles că e pamflet. Nu te-o înțeles nimic ca știi de ce, pentru că atunci când a apărut o fată, Naomi Mureșan, și te a criticat prin gândirea ei și prin sufletul ei că a fost o victimă. Naomi Mureșan a fost o victimă, așa cum sunt multe alte victime, nu numai Naomi, tate victimă. Nu te-o comentat fata aia. Adică nu-i numai ea singura victimă, sunt atâtea. Tată, din respect față de victimele care au fost maltratate de părinți, hai nu prezenta așa. Că uită fata aia, ce-au criticat, mă, tată. Dar nu au făcut-o cu ură, nu au făcut-o cu mânie, au făcut-o cu supărare și mâhnire în suflet. Uită-te, tată, acolo! Oamenii care pe tine te binecuvintează pe, la cu secțiunea de comentarii. Oamenii ăia! Uite, tată, cum a reacționat la adresa lui Naomi. Uite-te, tată, ce o scris acolo. Ce implor, tată, nu mai prezenta sub forma aia nimic. Nu mai spune că violența domestică sau de orice natură ea nu mai spune că poate fi comentată și, vezi, doamne, prezentată sub o formă de satiră. Tată, te implor, nu mai spune asta. Așa ți-aș fi spus, pus, stane, dacă erai tata meu, mă! Așa ți-aș fi spus! Ce încerc eu să-ți transmit aici? În faptul că sunt unele subiecte, pustan, care nu pot sub nicio formă, sub nicio formă nu pot să fie prezentate sub formă de pamflet. Nu! Nu! E ca și cum eu acum am așa apucat să fac un video sub formă de pamflet și să mă apuc să ironizez că doar e pamflet. Subiectul lacrimile unui om sau traumele unui om și să mă apuc să o prezint sub o formă de pamflet. Cât de trist, cât de trist, foarte trist, pentru că n-ai cum. Pustane, ascultă la mine, dar nu că zic eu, te rog eu frumos, ascultă, te rog, lasă amenințările, Lasă-ți tu avocații! Lasă tu subtilitatea ta ca ai tu pe nu știu cine în Irlanda care ți a trimis un mesaj ca să ce să mă faci pe mine să conștientizez că pot eu să pățesc ceva. Pustaniei, pe mine nu mă interesează viața mea. Dacă vrei vin la comanda ta în fața casei tale să mă distrugi. Pe mine mă interesează. Pe mine ce mă interesează, Pustanie? Îi să aveți mai mare grijă voi aștea lideri să aveți grijă și să vă gândiți, mă. Noi suntem ca un tată pentru Enoreaș. Chiar dacă nu sunt din grupul nostru, noi suntem ca un tată pentru ei. Și ei să hrănesc cu ce spunem noi. Ei să hrănesc cu învățăturile noastre. Atunci învățăturile noastre trebuie să fie calculate. În învățăturile noastre nu pot să existe glume din astea pustan. Pustan. Dacă erai tata meu, ți-aș fi spus așa, în continuare ți-aș fi spus Mă, tată, dacă vrei să trai semnale de alarmă În privința statului cu copii și așa mai departe Nu te pune pe tine exemplu că ai strâns o negâtă, că nu știu ce, dacă n-ai făcut-o Nu te pune Nu te pune că poți să prezinti sub atâtea forme reale Nu trebuie să apelezi tu la exemplele astea pentru că, tată Deși tu ai zis că e un panflet și oamenii tin să creadă, oamenii tăi, tată, oamenii tăi tin să creadă că așa ceva nu s-a întâmplat și că nu se întâmplă. Înainte să mai spui treburi din astea, tată, te rog frumos să te gândești că îți copii, îți mame, soții, chiar și soț, probabil, bărbați, care, da, au fost, au fost râși de gât au fost lipiți de părere. Au fost ridicați. Au fost amenințați cu moartea. Au fost bătuți. Mă, tată, subiectul ăsta de violență trebuie să fie abordat atât de sensibil și într-o manieră de dragoste încât tu să nu spui că ai strâns, că ai făcut. Păi dacă tu spui asta, tată, oamenii ce să creadă? Oamenii ce pot să creadă de acolo, ce pot să înțeleagă de acolo? Că e un pamflet? Nu, nu, nu. Tu ai căutat să te scuns sub o formă atât de ridicolă, pustani. Foarte ridicolă. Că e un pamflet și că noi pariză că așa ne-ai făcut sau cum ne-ai făcut tu. Noi n-am înțeles ce pamflet, tu știi? Noi n-am înțeles. Pustani, nu e asta -i chestia. Noi nu suntem de acord cu tine, nu că n-am înțeles ce pamflet. Tu crezi că tu crezi că dacă unii oameni nu vorbesc 100% bine gramatica limba română, tu crezi că noi nu înțelegem ce înseamnă pamflet? Tu asta crezi, pustale? N-ai cum! Biblia, conform Bibliei, canalul tău de YouTube, medievali, n-are ce să caute pe YouTube, dar nu că zic eu, nu! Din partea mea, fă ce vrei, mă refer, fă ce vrei, că o să tragi consecințele, nu știu, abar nu am. Dar, Biblia, Biblia aia pe care tu o predici nu-ți dă voie, pustanie, nu-ți dă voie să faci ce faci tu cu medievale. Nu-ți dă voie. Numai că tu știi ce faci acolo. Pe canalul tău de YouTube cu medievale aplici, tu pui în aplicare toate versetele din Biblie care sunt negative. Unde se încurajează să răspunzi la nebunie, unde se încurajează luptă, crime, că da, oameni buni, din păcate, asta e Biblia. Asta e Biblia. Când spune așa, când spune așa. Și Pustan, când face satira lui cu medievalii, se folosește de o altă parte a Bibliei. Când se duce la biserică și predică, se folosește de aia la altă parte. Și el, vezi, Doamnele spune la oameni că nu ca să vedeți cum se urmăriți în predicile, așa ai zis Pustan. Ce, ce trimiteri sunt astea? Ce recomandare asta? Păi tu mă, Pustanii, tu, normal, trebuie să fii același om oricând, oriunde. Nu că mergi... Mă scuzați! Nu că mergi tu la biserică și atunci alege alte versete pe care le predici. Nu! Tu, oriunde mergi, trebuie să fii la fel, pustan! Trebuie să fii la fel, dar tu nu ești! Tu și în video asta pe care l-ai făcut cu nedreptul la replică, ce ai făcut? O ieșit tată putinea la din tine, zici că cât ești tu, cât e Putin. Cât ești tu, cât ești Putin. Ai zis că voi, pocăiților penticostalilor, să tăceți din gură. Să tăceți. Că v-am tras pe ume și nu știu ce, e, bla, bla, bla. Mai mult o să comentezi în video în care pot să-ți dau o să te asculti un pic cu oamenii să mă înțeleagă. De ce să reduci oamenii la tăcea? De ce? De ce? Că dat afară din cultul Pentecostal? Că nu luptă cum lupți tu? Că nu adoptă strategiile și gândirea ta? Că nu vrea să facă parte din strategiile tale și din armata ta? De ce să le spui să tacă? De ce să le spui la să tacă? De ce? De ce? Nu-ți convine de Nelu Filip, de președintele cultului pentecostal, du-te și vorbește cu el? De ce te iei de toți? De ce? De ce? De ce m-am tu pe mine în direct și o să dovedesc chestia asta în video următor? De ce? De ce te-ai apucat și ai zis că dai un ultimatum de 24 de ore? Că orice pucăi sau creștini care au scris despre tine sau au publicat despre tine să șteargă că dacă nu tu ai avocați. Pustane. Ce-i cu atitudinea asta? pustanie cei cu atitudinea asta. Nu mai poate nimeni să mă contrazic. Nu mai poate nimeni să-mi zic să -mi zică mie, vezi, naomi, că n să zic mie, vezi, că n-ai dreptate, știi? Că toți creștinii sunt buni. Că nu se poate ca pastorii să încurajează violența și mai știu eu ce. Sau că ai nevoie de Dumnezeu ca să fii un om bun. Nu mai puteți să spuneți asta, oameni buni, știți de ce? Uitați-l pe pustan ce armată alimentează. Și un prim indiciu, un prim, un prim indiciu. Duceți-vă, vă rog frumos, la comentariile de la videoul și hai dați la video meu. Aceiași oameni, aceiași oameni. Pe gura lor să fac ei că îi dau binecuvântări la pusta, dar nu mă deranjează asta, binecuvântați-l cât îl vreți. Dar după ai venit la mine? După ai venit la mine? Mi-e și -o frică să mă gândesc că un nepot de meu sau un nepot său, sau un copil de-a lor, cine că eu pe toți îi iubesc, nu ca și cum, numai dacă mi-e pot. Mi-e și frică să mă gândesc dacă mi-are la școală și are o profesoară din asta, știi, sau un învățător, care știe, dacă cumva și-a duce aminte ce-o zis pustan odată și nu-i de acord, pac, sau de alt lider, nu neapărat pusă, dar acum vorbesc de pusă încă despre video ăsta, da? Să și frică, dacă cumva merge are copilul la magazin și un om din ăsta un discreerat să gândește, bă, stai să văd. Oare mai să fac faza acum o uh, pusta? Oare dacă îi pun mâna în gât la fetiță și o ridică, oare chiar să ridică? Oare dacă chiar îi pun mâna în gât și o strâng tare, oare chiar îi să umflă ochii? Okay? Hai să văd și să meargă. Mi-e frică, pusta. Mi-e și frică. Mă refer de copii, Nimeni nu poate să mă mai contrazăcă Pentru că Eu chiar dacă nu cred în divinitate Nu cred pentru că asta e trăirea mea Și gândirea mea Dar eu nu pot să fiu cum ești tu Eu nu pot să fiu cum e armata ta Eu să mă apuc și să zic la cineva că eu tranșez Eu să mă apuc să zic la nu știu cine că e Nu știu cum Așa cum mă face armata ta pe mine pusta Eu nu pot să fac așa Eu nu pot să fac Da pot să critic și pot să îmi exprim punctele de vedere? Pot, pentru că și Biblia am de dreptul și și omenirea asta am de dreptul. Da, pustanie, în Biblie, îți zic ți asta ca să audă șarma ta, ta în Biblie îs versete care încurajează judecata noastră, dar cum să fie judecata noastră? Dreaptă și imparțială. Adică chiar în Biblie scrie că să nu te uiți la fața omului, să nu judeci după fața omului, să judeci după dreptate. Asta ce înseamnă? Că eu nu caut la fața omului, eu nu mă uit dacă e pustan sau nu știu cine. Dacă sunt cozis ceva greșit și poți să dovedești și să argumentezi, îți liberă să o fac într-un mod imparțial. Da, asta spune Biblia. Biblia nu spune numai că singur, numai Dumnezeu e singurul care poate judeca sau că păstorii sau lui Dumnezeu. Nu, nu. Nu numai asta spune Biblia, spune și aia. Dar mai spune și că avem dreptul și că suntem încurajați să judecăm cu o judecată dreaptă pe aproapele nostru sau atunci când trebuie să judecăm, da? Mă referu trebuie neapărat când zici de aproapele tot nu înseamnă că trebuie să fie numai vecinul. Aproapele meu poate să fie în cazul ăsta și pustan, m-am uitat pe YouTube, te-am văzut, te-am simțit aproape, trebuie să spun. Da, pustane, Biblia am dă voie și și lumea asta să te critic dacă vreau. Asta am de voie și nu numai mie, multora. Și tu vii și ne ameninți pusta. Îmi spui tu că ai nu știu pe cine în Irlanda subtil, ai zis -o. Îi la că să tacă. Îi ameninți pe ceilalți că, vezi, Doamne, în 24 de ore, dacă nu dispare tot despre tine, uh, tu ai avocat? Tu știi ce ai vrut să zici, mă, pustanie, cred că e acolo? Nu că ai avocați. Bine, eu nu zic că nu ai, că ai sigur, că și eu am, știi? Și eu am. Că nu-i greu să ai avocat, înțelegi? Tu la modul cum te exprimi o faci să pară că fai de mine am avocat. Păi nu toată lumea. Toată lumea pustane, care scoate un bani din buzunar are avocat. Adică eu acum colaborez cu patru, dar dacă vreau mâine pot să colaborez cu 20. Mă înțelegi eu pe ce zic? Deci nu-i ca și cum numai tu ai avocat. Nu-i foarte greu, nu-i nu un secret de stat să ai avocat. Nu, ai scos bănuțul, ai scos bănuțul și ai avocat. Știi ce? Zic? Nu, tu, tu n-ai vrut să zici că ai avocat. Nu. Tu foarte subtil ai vrut să ne transmiți că în cazul în care uh, nu ne ștergem tot ce am publicat despre tine în 24 de ore, adică asta începând de ieri, Că ai început să zici la ce oră filmezi video, nu? Că ai fost foarte strategic, foarte strategic. Ai început să spui, mă, filmezi astăzi la ora 5 și nu știu cât. Acum nu mai ți -a cât o fost ora, dar ai zis. Și după aia ai zis că ne dai termen 24 de ore. Adică ai fost foarte, știi? Tu normal nu că ai avocați ai vrut să ne spui. Că știm că ai avocați. Tu cred că ai vrut să ne spui că ai oamenii tăi care se ocupă din noi. Și ce faci, pustane? spune tu pustane, ce faci? Uite, eu nu o să-mi eu ce-am publicat cu tine jos. Mai mult de atât o să revin cu un video unde o să te critic și mai mult de atât. Ce o să faci? Ce o să faci? Sau o să apară acum cineva din armata ta și o să-mi zică că el se referi numai la creștini, că tu ai fost foarte specific. Ai că te referi la penticosași și la creștini, ca și cum nu au tu vezi de zi treabă. Eu oricum îmi văd de treabă. Chiar dacă oricum tu mi-ai bătut un apropo în direct și o să-l comentezi în celălalt video. Dar te întreb, cine faci, pusta? Ce vrei să ne faci? Ai tu călăi tăi? Ai? Îi ai. Normal că ai. Uită-te la comentariile lăsate de armata ta la video meu la video respectiv. Sper să nu uit ca să pun în primul comentariu de la video ăsta linkul de la video respectiv să dați cu degetul să vă duce să vă uitați toți ce amenințări am primit. Și îmi pare rău că n-am lăsat din prima zi să se vadă. Da, pustanie, ai armata ta. Armata ta antrenată și manipulată de tine care e gata oricând. Oricând. Chiar dacă tu ai decedat, din cauza naturală nu insinuizai aici nimic. Pentru că atâta de mult te-ai ei ar fi în stare să o omoară pentru tine. Din moment ce mă amenință că mă omoară și mă tranșează, nu sunt stare? Sau stai un pic. Apelează și el la scuza ta barbară? Că, bă, nomii, -a, a fost un pamflet ce ți-a scris. Vezi, spus Crimă și violență publici, aia intră în venele lor. Tu ai vorbit și că sub formă de pamflet. Dar uite cu ce ai înveninat. Uite cu ce ai înveninat. Asta faci tu, asta predici tu, asta intră la ei. Tu vorbești, ei absorb. Că lor asta le place să absorbă. Asta. de aia tu ești atâta de ascultat. De asta tu ești atât de urmărit că oamenilor le place. Nici nu știu că am vrut să zic, am vrut să folosesc cu termen, dar bine că nu l-am spus. Nu că le place pamfletul tău. E o barbaritate aparte, pustani. tu îți dai seama? să te întrebe pe tine Dumnezeu, pustane, de ce ai făcut asta? De ce vorbești în halul în care vorbești și faci ce faci cu canalul medieval? Și tu să spui, Doamne, pe pamflet. Și Domnul să zic că eu de asta v-am creat să vă jucați cu viața voastră? Să te joci tu cu viața altora? Interesant că acuzați pe cei care se sinucid. Că n-au voie să facă ce vreau ei cu viața lor, că Dumnezeu ți-o da viață, dar Dumnezeu ți-o ia. Interesant punct de vedere că oamenii n-au voie să se sinucide. Dar voi aveți voie să-i să omorâți pe ei. Prin vorbe, prin atitudine, poate din cauza cuvintelor grele pe care le aruncați, unii oameni chiar își pun capă zilelor. Da, voi aveți voie. Mă interesant că voi predicați și suciți Biblia cum o vreți. Numai ăla zice rău, numai ăla zice rău, voi sunteți buni. Voi armata lui Pustan cu tine, Pustan, voi sunteți buni. Numai noi săraci ăștia alți nu știm că de fapt, știi? Băi, un pamflet, știi? Nu e un pamflet, pusta. Nu e o satiră. Ceea ce ai spus tu acolo și ce spui și ce ai mai spus și în trecutul trecutului denotă faptul că cel puțin din punctul meu de vedere că ai căutat să-ți o armată. Pentru că oricum tu ai să în video ăsta în ultimul că tu pregătești oameni. Tu după ce te duci, că nu acum ești bătrân și așa, să rămână oameni după tine, să dai ștafeta. Foarte bine ai zis. Foarte bine ai zis. Tu fără să-ți dai seama de fapt, tu recunoști unele chestii. Numai că oamenii nu le interpretează de fapt cum ar trebui interpretați. Ei în continuare zic că e pamflet, lasă că le-am zis eu că nu știu ce, încă nu știu care o a lăsat așa comentarii pe acolo cu numele meu. Interesant. Interesant. Adică eu să înțeleg că ce au făcut pustan e pamflet, dar voi să, că eu l-am criticat, nu înțelegeți. Adică voi înțelegeți mai cuvântul pamflet, critică, nu? Cum vine asta? Mai vreau să spun ceva. Am văzut acolo printre comentarii că m-am uitat la toate comentariile. Am văzut și vreo câteva persoane care să făceau că... îmi lăsau și mie comentarii. Asta înainte ca să apară faza cu pustan. Am lăsat comentarii pozitive. Și comentarii așa, înțelegeți voi, da. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Dar eu nu vă regulate ce are capul ăsta. Nu, nu, eu vreau să zic altceva. Vă rog frumos. Să nu mai scrieți pe canalul meu niciodată. Vă rog. Mă refer să nu mă mai pereați cu Naomi, vai ce bine spui, Naomi, bravo. Nu. No. Vă rog frumos, nu. No. E ca și cum eu critic și vă știți de faptul că eu critic un agresor și voi sunteți de acord cu mine după care mergeți dincolo Domnul se cu binecuvintează frate Pustan păcat că ești singurul om din România care lupți pentru adevăr. Nu. No. Vă rog frumos. Lepădați-vă de mine. Lăsați-mă singură. Lăsați-mă singură că mie nu-mi trebuie armată. Nu, 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 nu. Eu dacă am internet și timp să mă filmez, e suficient. Mie nu-mi trebuie armată. nu -mi trebuie. Vă implore, stați acolo cu Pustan. Stați acolo cu el. Pustanie, ultimul video pe care l-ai făcut nu a fost decât să te justifici prost? Adică să manipulezi din nou? și o să ameninți. Tu, normal, acolo ai promovat amenințarea și manipularea. Dacă tu crezi că faptul ăsta că tu te-ai apucat să spui că unde a fost media când eu am făcut aia, unde a fost media când eu am făcut aia, unde a fost media când eu am făcut aia, tu tot comentai și spuneai despre media. Despre media, că de ce media o veni să publice, vezi, Doamne, știrea ta. Adică ce ai zis tu pe acolo cu fetița? Că atunci când a fost vorba că ai ajutat, ei nu te-au filmat. Atunci când i-au făcut aia, ei nu te-au filmat. Atunci când tu aia nu te-au filmat. Asta trebuie? Asta trebuie să fii filmat, pustan? Asta trebuie. așa e mamă. așa e că asta trebuie. așa e. Că doar dacă n-ai fi apărut să spui chestia asta și dacă nu te-ai fi filmat pe la sfârșit că ești acolo în construcții, cum ar fi să manipulezi? Nu? Că numai bine ai lăsat la sfârșit, știi? Să se vadă și să zică oamenii, uite ce om bun e pustan. De eu mă întreb. Numai pustan ajută? Numai Cristi Boariu ajută? Nu Numai oamenii ăștia care sunt filmați și editați? Numai oamenii ăștia ajută? Noi ăștia care nu spunem măr nimic despre ce facem noi. Noi ăștia care nu ne filmăm, dar ajutăm. Ajutăm într-un mod constant și fără fără să acuzăm media că nu ne-au filmat, fără să acuzăm că media nu a contribuit, fără că noi ăștia care ajutăm în tăcere, ajutăm din puținul pe care îl avem. Noi ăștia, săraci de noi, dacă avem 10 euro, poate dăm 9 sau chiar pe 10 și ne lăsăm noi fără. Dar nu, nu ne apucăm să strigăm în gura mare că nu a venit media când am avut nevoie. Nu a venit acolo, nu a venit, nu facem așa pustani. Că noi, ăștia săraci de noi, suntem mulțumiți dacă am putut să oferim o bucată de pâine sau chiar o casă cuiva. Noi suntem. asta ne bucură pe noi. Pe noi nici nu ne interesează că media nu a venit să filmeze. De ce? Pentru că nici nu am avut așteptări. Tu, pentru că ai avut așteptări să fii filmat, băgat în seamă, chiar tu cu gura ta ai zis că i-ai chemat la tine și nu au venit. Tu îți dai seama? Tu îți dai seama ce penibil! Cum o să vrei să vină media și nu știu cine când tu faci ceva, să se vadă cum să faci una ca asta, cum să cade unui creștin să facă așa ceva. Tu tot ce ai făcut acolo ai dat vina pe media, pe media, pe guvern, pe media, pe ziarul Bihoreanu, pe ziarul nu știu care. Tu ai dat vina pe ei în loc tu, în loc tu, timp de 40 de minute cât i-ai registrat să explici oamenilor că ai greșit cu declarația aia, că regreți declarația aia și să le oferi o mini-predică din Biblie prin care să le spui că de fapt tu nu asta ai vrut să transmiți. Tu ai vrut să le spui că tu iubești copii, că îți pasă de copii în cazul în care ești, nu știu ce să zic, mă, tac, da? Asta ar trebui să faci. Să le spui oamenilor, oameni buni, ok? M-am scăpat sau știu eu ce, am zis atunci de fetiță. Vreau ca asta să vă spun că îmi pare rău și că regret. Și Haideți să vedem cine învață Biblia despre copii și așa. Și să le fi predicat despre copilaș. Despre dragoste, cum părinții să manifeste. Eu nu știu că n-ai fi făcut tot în trecut. Dar mă refer că nu stă ca să o faci acum. În contextul ăsta, în situația asta, sub tensiunea asta. Mă înțelegi, pustanie? Eu nu contest faptul că tu ajuți. Nu contest faptul că tu faci. Nu! Nu! Dar judecata ta aia o contest eu strategiile tale pe alea le contest De ce să fii tu ofticat că nu au venit media când ai chemat-o? Că nu te-a ajutat guvernul? De ce să fii ofticat, pustane? Când tu știi oricum că așa e viața asta, mă, pustan. Tu știi oricum că la guvern îi pasă și nu-i pasă numai când vrea el. Tu știi asta. Că doar ești doctor în filozofie, așa mi au zis nu știu cine e pe aici. Dar ce, eu n-am facultăți? Vă anunț, mă, că și eu am facultăți, mă, dacă vreți. Sau dacă mă vedeți cu halatul ăsta, ce? Sau dacă vă vedeți cu barul ăsta în spate, ce? Și stați liniștiți numai un pic. Și stați vă liniștiți. Să nu credeți că am luat eu acum sticlele din bar. Să nu credeți că le-am luat. Că vai de mine vorbesc de și pentru faptul că voi m-ați criticat. Nu! Știți de ce am luat sticlele? Am chemat pe cineva. Și am zis, mă, cu lăcuiaște un pic. Încă și cu două feluri de, de, de lac, știi? Să se vadă mai bine. Să vă sară mai bine în ochi. Că voi nu înțelegeți. Voi nu înțelegeți ce eu am mai spus de fapt. Cum am vonu? nu-i sfințește pe pastor, nici pe pustan. Nu-i sfințește amvonul. Nu faptul că te duci la biserică, te sfințești. Nu, nu, nu. Trăirea ta. Trăirea ta. Nu am vonu. Dar la fel și mă repedea nu știu cât ori. Cum am vouă, nu, nu sfințește pastorul, nici ăsta nu mă spurcă pe mine. Nu mă spurc. Voi vă dați seama în ce lume trăim. Pustan o declara ce-o făcut și oamenii îl scuză. În schimb, pe mine nimeni nu m-a văzut că am băut din sticlele alea. Nimeni. Dar, cu toate că nu m-a văzut și nici n-am zis că beau din ele, că adică cum să zic dacă nu e adevărat, adică de ce să zic asta dacă nu e adevărat, totuși, o necunoscută, adică nimeni nu știe dacă eu beau sau nu de pe bar, bine, oamenii care mă cunoștiu că nu beau, că, nu, că nu beau, dar lăsăm asta deoparte, da? Deci, voi ăștia care mă criticați cu barul, să nu uitați că pustana vostru vorbește din Biblie, că Biblia îți dă voie să bei și are, are, dreptate. Bine, nu să devii alcoolic. pătat, Că Biblia promovează cumpătarea. Cumpătarea. Da? Deci, voi ce criticați oamenii, de fapt, pastorul vostru de acord cu chestia asta, cu barul. Dacă să vedeți ce gândiri aveți, că nici nu pot să zic așa, dar mă rog. Pustan o zis că o făcut ceva, adică, hai să schimbăm un pic, Pustan o zis că o băut și voi tot îl salvați că nu o băut. Eu n-am zis că beau și totuși s-a acuzat că beau. Deci el o zis ce o făcut la fetiță, dar e un pamflet. Naomi că doar stă și să filmează aici, automat e bețâvă. Automat Naomi n o școală, că Naomi nu vorbește bine gramatical, Deși eu sunt de 16 ani în Irlanda și eu cred că eu cred că vorbesc mult mai bine decât mulți alții care m-ați criticat și m-ați făcut în hal fără din ehal, da? Voi ce credeți că dacă nu vorbesc bine limba română, judecata mea e strâmbă sau ce? Sau ce? Nu vorbesc bine limba română pentru că sunt în Irlanda de 16 ani și... Și totuși mă chinuiesc să vorbesc cât de cât. Cât de cât corect. Și oricum, să mă arate mie cineva, dacă există vreo persoană în lumea asta care să vorbească corect tot timpul. Nu există. Și eu nu caut ca gramatica mea să fie perfectă. Eu nu vreau să mă perfecționez în asta. Eu vreau, ca să, eu, eu vreau ceea ce vreau eu, și -o caut eu, comportamentul meu, caracterul meu, să fie ok și mai bun în fiecare zi. Pe zi ce trece să știu că astăzi a făcut cu un bine în plus, că am făcut mai mult bine sau că am răbdat mai mult decât în ză. zi. Am o luptă eu cu mine, cu caracterul meu, nu cu limba română. Și ca ostul colo, că, uh, Fratele Vladimir Pustan are doctoratul, dar pe și eu n-am atâta educație. Vreți să vă aduc diplomele să vedeți? Pentru faptul că-s modestă și că stau cu halatul ăsta pe mine, scuzați-mă? Să mă scuzați? Sau trebuie neapărat să vii și să zic cât e facultăți și pe la ce, ce note am avut, ce proiecte am avut, ce recomandări am? Asta trebuie să fac. Asta? Ca Pustan să mă filmez așa? Să chem media să zic, hai da rog și eu frumos media. Hai da filmați-mă și pe mine. Hai să afirmați mă că dacă nu, o să, o să fac și eu ca pustan. o să vă reproșez. N-ați venit, n-ați venit, n-ați venit. Dar mă, pustanie, ce a cost media când nu a venit când i-a chemat? Dar a venit media când am fost eu hărțuită? A venit media când am fost bătută și norocită de părinți? A venit media? Nu numai la tine nu a venit media. Victimă care te crezi tu. Mă, pustanie, nu numai la tine nu a venit media. Media nu are în multe părți. Pentru că media, media, tu ești tu, eu Media nu poate să fie peste tot. În loc să te întrebi că unde a fost media când nu știu ce, te întrebi pe tine. Te întrebi pe tine altceva. Unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu când voi promovați violența pe YouTube și prin faptele voastre? Unde? Sau faptul că tu ridici o casă îți dă voie să insulti pe alții o sută? Sau faptul că ai ridicat o sută de casă îți dă dreptul să ucizi un singur copil și de unul singur dacă ar fi vorba? Sau să-i pui mâna în gât, îți dă dreptul? Nu stă dreptul. Nu-ți dă dreptul. Poți să faci tot din lume, dar asta nu înseamnă că poți să faci rău. Că ce? Trebuie să închid video că trece de oră. Ne auzim data viitoare.